Noi continuăm emisiunea cu dosarul domnică Manole, care iată că ieri a luat un final și discutăm acest lucru cu avocată doamna Viorica Grecu, care a fost și avocată pe dosarul domnică Manole. Bună seara, doamna Grecu, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! În primul rând, a fost această surpriză pentru dumneavoastră sau nu faptul că domnică Manole a pierdut dosar și n-a fost restabilită în funcție sau a fost clar de la bun început că șanse nu sunt? A fost mai degrabă o surpriză pentru că eu mi-am păstrat speranța și nu a fost una naivă, dar m-am bazat pe materialele dosarului, pe probe, pe argumente, pe hotărârile Curții Constituționale care urmau să fie aplicate în mod obligatoriu. Deci, ne căutând la faptul că toți în jurul meu, începând cu colegii și continuând cu taximetriști sau lume din magazine și spuneau că nu cred, eu mi-am păstrat speranța. Altfel, eu nu aș fi putut lucra pe acest dosar. Dar asta, dacă e să trăiți, să zicem așa, într-o bulă ideală în care există justiția independentă, dar dumneavoastră ați conștientă că lucrați pe un dosar profund politic. Politic în sens că sistemul, guvernarea, de la bun început a transmis un mesaj, sistemul judecătoresc, pe care nu îl putea schimba până la finele procesului. Acest mesaj trebuia să fie păstrat și cam toată lumea înțelegea că, pe exemplu, domnica Manole era demonstrat că lucru ne va pendrevăța. Desigur că înțelegeam acest lucru, mai mult ca atât, înainte de acest dosar, am lucrat pe dosarul prin care au fost contestate hotărârile CSM, prin care a fost dispusă urmărirea penală și la fel a fost respinsă cererea, la fel l-am pierdut. În acel dosar erau deja clare lucrurile. Pe urmă, după ce am analizat cum a fost eliberată din funcție doamna Manole, pe urmă, imediat cum a început cauza și au pornit lucrurile în cadrul ședințelor de judecată și tot așa, cu cât mai departe, cu atât mai mult îmi dădeam seama de aceasta. Și totuși cauza... Dar credeți că decizia Curții Supreme de Justiție de ieri a fost luată în cadrul instanței de judecată sau în sediul Partidului Democrat? Știți, eu nu aș fi vrut niciodată să fiu în locul celor nouă judecători care ieri au pronunțat hotărârea. Se vedea și pe fețele lor. Eu nu am probe să spun unde a fost luată hotărârea, dar a fost semnată de completul din nou judecători și acești judecători sunt responsabili pentru această hotărâre. Toți nouă au votat? Toți nouă, nu a fost nicio opinie separată. Asta înseamnă că toți nouă au susținut decizia ca ea să nu fie restabilită. Deci cum, dumneavoastră totuși faceți parte din sistem, avocații fac parte din sistemul justițiar din Republica Moldova. Cum e să fii judecător, judecat de alți judecători? Și atunci când toți judecătorii înțeleg foarte bine că nu este vorba de un dosar de mită de 200 de dolari care a fost înscenată, sau, nu știu, nu este un caz simplu, să spunem așa. Pe parcursul acestei cauze, dar pot spune și de prima cauză, am sesizat atitudinea judecătorilor din complete și vreau să spun că nu toți la fel aveau aceeași abordare. Eu am simțit susținerea unor judecători, am simțit că cam jumătate din judecători nu se simțeau foarte, foarte bine, foarte confortabil. Nu se simțeau foarte bine confortabil, dar oricum votau. Da, oricum au votat, din păcate, dar asta înseamnă că ei nu sunt independenți, așa cum prevede Constituția?
Asta poate să însemne asta, desigur, pentru că avem un rezultat. Avem o hotărâre de respingere a cererii și a fost semnată de toți 9 judecători, chiar dacă pe parcursul procesului simțeam indignarea unora, simțeam că nu sunt de acord toți cu ceea ce se întâmplă, cu mai multe chestii incorrecte care se întâmplau în timpul ședințelor de judecată. Domnul Greco, deci știți, eu nu vreau, cu ani vin experiență, eu nu vreau să creez idol pentru că am avut asemenea păcate, dar nu vreau să o idolatrizez pe doamna Manole, pentru că nu știu, eu nu cunosc care este background-ul domniei sale, dar știu la sigur, aici eu pot băga mâna la foc, că ea a fost executată public pentru faptul că și-a permis să adopte o decizie nu pe placul actualei guvernări. Legat de acel referendum la inițiativa platformei, da. Asta mi se pare că este absolut evident pentru orice copil din prima clasă. Ce semnal a primit tot sistemul judecătoresc? Când, juridic vorbind, așa cum ați spus dumneavoastră la început, știați foarte bine că într-o situație de justiție independentă urma să câștigați, dar ați pierdut pentru că așa sunt timpurile. Cum judecătorii au citit mesajul transmis lor prin cazul domnică Manole? Vă mulțumesc pentru întrebare, este foarte importantă și acum, pentru că s-a terminat cauza, aș vrea să spun tuturor că, indiferent de atitudinea care poate fi față de doamna domnică Manole, ar fi bine ca toți să se îngrijoreze de acest fapt că un judecător poate fi exclus din sistem în modul în care a fost exclus. Și aș vrea să explic cauza, problema de drept pusă la baza acestui dosar a avut două capete și ambele cu tentă politică. Prima acuzație pentru hotărârea în cauza referendumului, care evident este o problemă politică pentru că a fost o cerere de chemare în judecată admisă de doamna Manole și cererea a fost înaintată de opoziție. Și al doilea capăt de acuzație pus la baza eliberării din funcție a fost comunicarea doamnei Manole cu presa. Dacă doamna Manole comunica cu referire la un simplu caz, nici n-ar fi fost observat, dar cazul despre care a comunicat că a avut o opinie separată îl viza pe președintele Parlamentului, domnul Candu. Deci, apropo de asta, eu vreau să vă întreb că Ana Ursache mi-a scris acum, i-a văzut că sunteți invitată la emisiunea mea și mi-a trimis o întrebare pentru dumneavoastră. Ar putea oare persecutarea doamnei Manole avea legătură și cu o decizie în care dumneiei s-a pronunțat prin opinie separată împotriva lui Candu? Și e adevărat că acest fapt a fost menționat ca temei de respingere a acțiunii domnică Manole care a avut loc la CSJ? Eu am răspuns deja la întrebare. Drept temei nu putem spune pentru că nu avem hotărârea motivată a Curții Supreme de Justiție, dar în hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, da, a fost pusă la bază această acuzație. Și hotărârea... Despre care hotărârea domniei este vorba? A fost o cauză civilă în procedura Curții de Apel Candu Andrean către întreprinderea cu capital străin Jurnal de Chișinău privind apărarea onoarei și demnității și reputației profesionale. Și doamna Manole a fost judecătoare în acel doamna proces? Doamna Manole a fost unul din trei judecători ai completului și a avut o opinie separată. A fost ulterior telefonată de jurnalistă și doamna Manole, ca și judecător, ca și orice alt judecător, este obligat să comunice în măsura în care îi permite legea. La urma urmei a spus că exact același lucru pe care l-a spus în ședința publică, că a avut o opinie separată. Și aceasta i-a fost invocat fără o procedură disciplinară. Dar eu ca să înțeleg, aceasta a fost invocată, asta înseamnă că
De acum încolo, judecătorii din Republica Moldova n-au dreptul să emite hotărâri separate în care figurează oamenii gen Adrian Candu, speakerul Parlamentului? Și aceasta înseamnă și ceea ce întrebați dumneavoastră mai înainte despre semn dat judecătorilor, despre comunicarea cu presa. Vedeți cine mai comunică acum cu presa din sistem? Înainte mai comunicau câțiva judecători, acum nu mai comunică nimeni. Sunt un șir de limite acum puse și semnale transmise prin această cauză. Judecătorii au început să se teamă în urma acestei cauze, să se teamă pentru cariera lor de mai departe. Și după acele, vă aduceți aminte, acele percheziții, arestări, demisii, deci, în general, ceva a început să se întâmple în sistemul judecătoresc. Eu nu sunt din interiorul sistemului judecătoresc ca să spun că se tem, dar presupun că acesta este efectul și va fi pe viitor efectul, pentru că felul cum a fost eliberată din funcție doamna Manole pe cale administrativă, fără nicio procedură disciplinară, se poate întâmpla oricărui judecător. Și revenind la această acuzație de comunicare cu presa totalmente ilegală aplicată doamnei Manole, chiar și în situația în care se fi comunicat când hotărârea nu era irrevocabilă, a fost incorrect aplicat din punct de vedere a proporționalității. Bine, este, putea fi aplicat o altă sancțiune. Tot grav este și sancțiunea retrogradării, de exemplu, într-o instanță inferioară, orice cer, numai nu eliberarea din funcție. Domnul pentru că a vorbit de ce cu o journalistă. Vreau să vă întreb, deci, doamna Manole n-a fost ultimul judecător în țara noastră. Femeia are o experiență extraordinară în sistemul judecătoresc. 27 de ani. 27 de ani, exact. Ea și-a permis și-a luat unul dintre cei mai buni avocați. Dumneavoastră aveți o reputație foarte bună și aici, dacă îmi permiteți, poate chiar și o să fac o publicitate, anume, noi anume la dumneavoastră ne-am adresat și colaborăm ca TV8 cu dumneavoastră, pentru că avem încredere în profesionalismul dumneavoastră. Mulțumesc! Deci, acum, un cetățean de rând care urmărește această emisiune și în general a urmărit dosarul domnică Manole, stă și se gândește. Un fost judecător care a judecat sute de cazuri în cariera ei, care a avut pe unul dintre cei mai buni avocați, a pierdut. Mai poate cineva spera să aibă parte de dreptate în justiție din Republica Moldova? E greu de sperat. E greu de sperat. Ce să vă spun? Bine. La noi, pur și simplu, eu cer scuze că întrerup, dar asta este important. Eu nu știu ce se întâmplă cu ziarul de gardă, dar la ei cred că e și mai grav, pentru că la noi zilnic vin oameni care se confruntă, se răzbat pentru, nu știu, pentru apartamente, case pe care îi pierd, pentru că suferă de la o nedreptate în urma anumitor procese în judecată care durează ani la rând și oamenii nu își pot restabili drepturi constituționale. Deci, rânduri de oameni. Eu îmi dau seama că pentru mulți dintre ei, când ei se gândesc, ei caută o speranță și se uită că dacă până și domnica Manole și Viorica Greco au pierdut, atunci ce să mai căutăm? Bine, să nu uităm totuși de la ce am început, că acesta este un caz excepțional. Să păstrăm speranța, cel puțin în baza faptului că fără ea este greu. Și mie mi-ar fi greu să continui activitatea. Să ieșim din minți toți. Da, exact. Dar cazul s-a bazat pe două acuzații politice și eu nu i-aș invidia pe judecătorii care sunt impuși să iau hotărâre incomodă celor de la putere. Aceasta a fost acum situația. Acum am trei întrebări, pentru că nu mai avem foarte mult timp. O întrebare. Doamna Manole, merge la CEDO? Desigur. Desigur. Care sunt șansele că vă câștigați? Ce șanse dumneavoastră în calitate de avocat care a lucrat în tot acest proces? Ce șanse îi dați că vă câștiga?
Eu nu pot da șanse, dar pot să spun cu certitudine că încălcări sunt atâtea încât, comparând cauza cu alte cauze ale judecătorilor din alte țări, din Ucraina, din Ungaria, din Portugalia, care au ajuns la CEDO, cauze aproape similare, deci s-ar putea să fie restabilită doamna Manole de către Curtea Europeană. Eu înțeleg că e corect pe doamna Manole să o întreb de acest lucru, dar vă întreb și pe dumneavoastră, poate cunoaște. Dumneavoastră va candida în Parlamentul Republicii Moldova în campania din februarie? Eu nu cunosc aceasta. Și ultima întrebare, doamnă Crecu, pentru dumneavoastră personal, ca avocat care a lucrat timp de un an și 4 luni în acest dosar, ce a însemnat acest dosar pentru cariera dumneavoastră de avocat? Pentru mine a însemnat... Este prea mult de spus ca să mă încadrez în timpul acordat, dar... Cazul acesta a fost foarte greu din punct de vedere a atitudinii instanțelor de judecată față de acest caz. Și chiar procesual, mergând în instanță, întotdeauna era imprevizibil. Deși amânările mai puțin contează decât contează conținutul ședințelor de judecată și faptul că cine era părâtul era Consiliul Superior al Magistraturii, comportamentul instanțelor de judecată, faptul că întotdeauna era imprevizibil. Și vreau să vă mai spun cel mai important. Cel mai greu mi-a fost în acest dosar că de fiecare dată să iau deciziile de tactică și strategie în acest caz. Asta a fost cel mai greu pentru că până la urmă oponentul nostru în caz era puterea. Scurt de tot, doamna Manole, doamna Greco, cer scuze. Eu am vorbit cu un jurist care a lucrat pe un dosar politic de rezonanță în ultimii ani, după ce s-a încheiat procesul, a spus că el nu mai vede rostul avocaturii în Republica Moldova ca și instituție, pentru că ea și-a pierdut orice sens. Dumneavoastră, mai vedeți rostul avocaturii în Republica Moldova în condițiile actuale? Îl văd. Eu mai sunt și trainer, destul de des fac instruiri cu avocații, eu văd avocați entuziasmați, văd generație tânără care este altfel instruită, altfel de atitudine are, eu văd. Eu sunt... Dar și mai ajutați presa liberă. Sunt un pic optimistă. Vă mulțumesc, doamnă Grecu, eu cred că noi mai revenim la acest subiect, dar deja pe parcurs. Mulțumesc pentru participare în această misiune, iar eu vă doresc noapte bună, nu ratați știrile cu colega mea Angela Gonța, iar noi ne vedem ca de obicei mâine la ora 21:30. Noapte bună!